Doamnelor și domnilor, Neculai Stanciu! Mai facem o dată. Ce? Lipsește ceva. Doamnelor și domnilor, la Vorbește Lumea Gala, aplauze pentru Lili Sandu și Neculai Stanciu! Bine ai venit, poliția Modei. Iar mi-ați luat din timp, e ok? Vezi că m-am îmbrăcat astăzi pentru tine. Hai repede, la tine, că am luat din timp. Hai repede, Neculai, că ți-am luat din timp. Păi să ne așezăm. Îți place asta mea? Da, ești bine. Da, ești bine. Neculai, tu ai fost invitat la Met Gala? Bă, n-am fost, că eu am fost plecat. A, de asta nu te-au invitat. Că ai fost plecat. Nu-i problemă. Și-au dat seama că prezint aici și n-am cum să lipsesc. Nu, de cu fapt, copii, nu cu familie, ce a zis? Nu, nu am băgat în seamă, nici măcar nu știu dacă. Da, și eu aveam fotbal în ziua aia, oricum. Da. Și tu și Rubel? Eu am fost în redacție să pregătesc emisiunea. Sau cu șosetele. Nu, ele din Crângaș și nu... Te-ai exclus cu șosetele. Da. Haideți să începem. Vorbeam despre Met Gala. Am început emisiunea. Am avut o parodie, aș vrea să ne spui, să înțeleagă și cei de acasă, ce este de fapt această gală. Da, păi chiar așa vreau să și discutăm așa puțin step by step. E o strângere de fonduri, da, dedicată Institutului de Costume. Acest institut face parte din faimosul muzeu metropolitan de artă din Manhattan, New York, da? Aici de altfel a avut loc la muzeu, da, toată gala. Gal Ball e același lucru. Vorbeam data trecută de white tie, da? Se aplică. Vom vedea foarte multe creații haute couture. Expoziția de anul ăsta se numește Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. De ce? Este cumva un omagiu adus lui Karl Lagerfeld, îl știm, cred. Da? Mai ales că... Dacă băieții îl știu, toată lumea. Știți da. Pe Karl Lagerfeld? A jucat la Bayern München. Ok, deci nu-l știu. Explică-ne un pic cu cuvinte. Din punctul meu de vedere, și nu doar din punctul meu de vedere, da, este unul dintre cei mai... nu cunoscuți, aș putea să spun oameni de luat în seamă, așa, din industria asta a modei. Designer din 83 până în 2019, fix când a decedat, a fost designer la Chanel, Fendi, plus multe activări și colaborări cu alte, branduri. Un nume foarte mare aici. Da, prieteniile lui cu Gianni Versace, o să povestim pe ținută, pentru că sunt foarte multe influențe de la toate casele, având referință Karl Lagerfeld. Da, perfect. Sunt tare curioasă să văd ce o să ne spui despre cum s-au îmbrăcat vedetele lor de data asta. O să luăm pe fiecare, nu? O să luăm pe fiecare în parte, da? Și haide să începem cu Maluma Baby. În primul rând vreau să vă spun că sunt foarte happy că discutăm, discutăm despre gala asta. Așa, Maluma. Da. Maluma, măi, nu pot să zic că este o apariție, este una dintre cele mai bune aparițiile lui, pentru că nu este o apariție bună. Dacă mă gândesc la, la fularul ăla pe care l-a atârnat, mă gândesc la un nuntaș de la mine, din Galați, de la cort. Adică, la noi așa sunt, de la nuntă se pun astea. Nu e o apariție bună, pentru că dacă este să luăm fix și pe, dacă discutăm despre aparițiile lui cu o anumită casă de modă celebră, el e mult mai extravagant, mult mai cool, să zic așa. A fost lăudat, dar nu e, din punctul meu de vedere, nu este un look neapărat potrivit pentru el. Gata, mi-am adus aminte. Ești că e o maramă de la un costum. Da. Ce? Și-a dat marama pe față. Se putea mai bine. Da. Mergem mai departe. Rihanna. Aici e interesant, rău. Aici am râs. Da, mă, toată lumea s-a legat de vizual. Hai să vorbim, doar despre ea vorbim. Hai să vorbim de ea, Hai să vorbim de ea. Că la el nu avem ce să spunem foarte mult, a copiat fix un look de lui Karl Lagerfeld. A venit cu o plafumă, cu niște flori pe ea. La prima vedere, toată lumea, când deschide Instagram-ul sau deschide o revistă și citește un link, da? Asta e prima, da? Da. Dar rochia este superbă, este o rochie din mătase și dacă vorbim de acea pelerină cu 500 de petale... de camelii, da, sunt florile preferate a lui doamna Coco Chanel, da?
Așa, o să vedem aceste camelii petale sau chiar aplicații cu, cu florile astea pe, și pe diverse lucruri. Uh-huh. Apariția este una bună. Adică când chiar și-a nu... dat plăpumioara da. Jos, este, arată da. Foarte este, bine. Adică, e și însărcinat acum. Da, foarte. Și vreau să menționez faptul că este o poveste, adică s-a legat, s-a ținut cont de ce înseamnă mood, poveste, Karl Lagerfeld. Uh-huh. Uh-huh. Hai mai departe, hai mergem la da. Salma Hayek. Măi, ea are o rochie frumoasă, îmi place, da, perle, o să întâlnim, deci dacă asociem, dacă vorbim de Karl Lagerfeld, vorbim de perle, latex, da, ideea că eu vreau să înțeleagă cei de acasă un pic mai mult decât ceea ce discutăm noi aici, și anume, atunci când ne referim la Karl Lagerfeld, ne-l imaginăm așa, da, păr alb, coadă strânsă la spate, okay, mănuși negre de decupate, cravată sau papion în diverse forme, cămăși negru cu alb. Uh-huh. Și atunci eu, sau plus referințe cum ar fi, perlele, da, se regăsesc în referințele lui, uh-huh. latexul, deci a mers pe ceva, cum să spun, nu pot să zic că e o rochie neapărat de efect care trenă. Roșu, sandalele sunt roșii, e un look civilizat, corect, dar nu pot să zic că e ceva, da, a respectat cumva referința. Da, e și un pisoi acolo, o să vorbim și de pisoi ăsta, pentru că e pisoiul lui Karl Lagerfeld. Da, înainte da. De pisoi, atunci... haideți la preferatul meu, Pedro Pascal. Da, pentru, da. Ai urmărit Game of Thrones, nu? Da, nu, acum Last of Us. Da. Vorbim de referință, da, și de look-ul ăsta super masculin. Este, aș putea să spun asta că este una dintre masculin. Da, este un look masculin actual, super. Refreshuit 2023. Nici da? Bărbați. Vezi că știe că rupe pe TikTok, în... rupe. Ăsta e look masculin. Tu ai fi vrut ca el să fie îmbrăcat fix cum se îmbrăca da, designerul Karl Lagerfeld. Nu fix, că n-ai cum să te îmbraci fix. El a luat niște elemente, cravată, cămașă și cumva a făcut prin un look... pantalon scurt, pugles, nu. Eu vreau să menționez altceva, vreau da. Să menționez faptul că uitați aici, roșu funcționează cu negru dacă este făcut styling. Dacă deci este la Pedro merge. Da, dacă este un personaj potrivit. Și ce vreau să menționez este faptul că este una dintre cele mai bune apariții, corect, o apariție corectă. Aș vrea să spun că e o apariție top și preferata mea. Da, știu cine nu e preferata ta în general. Kim Kardashian. Da, nu e preferata mea, dar o să vorbesc de look și vorbim puțin și despre ea. Look-ul. Vorbim de un top și cu o fustă drapată, cu perle, cu 500.000 de perle și 16.000 de cristale. Super. Asta, da? N-avem ce să comentăm aici. Super. Da. Și această stolă care a fost pusă, mă refer la această trenă, da? Această stolă care a fost pusă așa dramatic, completează ținta. Look-ul este perfect. Look-ul este doar că problema este alta. Ne-am săturat să vedem silueta perfectă, accentuată, talia perfectă, da, piele la vedere. Vreau să văd și alte look-uri. Vreau să văd, ok, înțeleg, perlele de la Car, da? Înțeleg asta, dar vreau să văd și alt look cu Kim. Vreau să văd într-o altă ipostază. Adică vreau ca un alt o gospodină styling. Îmbrăcată. Nu ca o gospodină, nu ca o gospodină. Eu vorbesc de faptul că vrei altceva, sunt, multe fete de 15 ani care o au ca referință și nu e tocmai ok, sincer. Și am mai vorbit despre subiectul ăsta. Ce părere ai despre trena pe care stola. O... Da, am zis sau... că completează perfect. Deci, ținuta ai este corectă. Ai văzut că se lucra intens la da? A manevra da. În spatele da, ei. Da, da, da. Look-ul per total, din ce am citit eu, 1000 de ore s-a lucrat wow. la acest look. Da? Acest ansamblu de top, fustă, stolă. Ești pregătit să mergem și la surioara ei mai mică? Kendall Jenner? Aici, sincer, mi s-a părut că n-avea ce să caute acolo, îmbrăcat așa. Nu, am dreptate? Da, în primul rând vreau să vorbim așa. Iarăși, luăm referința, da? Gulerul de la Karl, combinația de alb cu negru. Sus, da. Dar trebuie să menționăm ăsta, că despre asta a fost, corect. Da? Adică cumva a respectat și a arătat puțin un interes, un respect da, față da, de omul ăsta. Dar nu-i vreau că vii în creț. În primul rând, ea fiind o tipă înaltă, nu poți să porți astfel de topuri cu picioare la vedere. Adică este îmbrăcată foarte, adică e prea îmbrăcată în partea de sus și prea golașă în partea de jos. Mult și acele platforme, mă rog, ce vreau să menționez la acest look este că nu e armonie în look. Uh-huh. Asta uh-huh. lipsește, nu e armonie, da? Vorbim de un volum, nu neapărat volum, mult îmbrăcat sus și golașă jos, da? Eu pot concluziona cu șurubel că după, e armonie acolo. Nu știu dacă... Da. E armonie, nu, uite, șurul e da, de acord cu mine. Că, da, scuze-mă. Okay. Ce vreau să menționez este că ea a purtat, nu știu dacă înainte sau la after party, a purtat niște pantofi cu un top decent și atunci era mult mai ok în look-ul ăla. Am înțeles. Jared Leto?
Uite-l, mă, pe Jared Leto, mă. Șupet, mă. El e Șupet. Șupet. Hai să spunem puțin despre Șupet. Acest ansamblu de blană... Da. Nu, vreau să spun așa. El poate să poarte orice. Corect. Da? Corect. Suntem de acord până aici, da? Și nu este un ideal masculin. Nu atenție. Este un ideal masculin, nu? Dar deși a fost a primit premiul pentru cel mai sexy bărbat. Dat, da, într-o revistă. Da, într-o revistă. Da. Mie îmi place că cineva s-a gândit... Să-l îmbrace în pisicuță. Da. Plus că, până la urma urmei, face parte din viața lui Carl, nu? Corect. El după, vreau să menționez, așa a fost intrarea, după el s-a schimbat. Da. Și a purtat o ținută semnată de Karl Lagerfeld, de la brandul lui actual. Nu de la alte case pentru care Karl a lucrat. Deci, Pali, ceva ce aș face eu? Mi se pare cu curaj. Oricum, mi se a fost pare cea cu... mai importantă, dacă e să o luăm așa, apariție, pentru că Șupet a și moștenit toată averea lui Karl. Da, adică a fost pisica, da, a fost lucrul cel mai important. Da. Plus că acum Șupet postează în locul lui Karl pe Instagram. Adică... Ce tare! Deci îmi place, în America este... E boss-ul acum, e boss-ul. Mergem mai departe, o rochie care mi-a plăcut extrem de mult, Anne Hathaway. Da. Deci mi se pare atât de feminină și... Așa este. Casa de modă, pot să menționez casa de modă? Da, cred că da. Casa de modă Versace. Mi-ar plăcea ca Donatella să mai facă și alte, să meargă pe alte direcții. Dar rochia este superbă. Nu, rochia este superbă, îi vine perfect. Regăsim aici, da, aceste flori camelii, da, în zona așa, plus perle, da? Totuși s-au legat, îmi place că s-au legat de aceste, da, de referințele lui din povestea Carl și atunci e important să vedem. Dar vorbim, dacă vrem de look, look-ul este perfect. Da. Da? Și mergem la... Nici nu știu cum să o numesc. Hai că o numesc eu. Nu pot să zic că sora mea din, de peste ocean, dar vreau să zic că este idealul feminin. Deci cel mai frumos, cea mai frumoasă femeie e Jennifer Lopez. Din punctul meu de vedere acum, nu... Măi, normal, așa este. Și vă spun, Karl Lagerfeld, el a celebrat femeia. El așa a fost renumit pentru... El lucra să pună femeia în evidență, ceea ce s-a întâmplat prin acest look. Pentru că asta vor să transmită prin look. Eu nu pot să comentez neapărat acum că, da, ok, J-Lo are o siluetă de invidiat, este... Da, asta știm cu toții. Pentru că e o echipă în spate care lucrează. Ce e de menționat, ea a vrut să... Ce e fabulos, de fapt, la look-ul ăsta este make-up-ul și acea beretă cu tiul. Da. A fost ceva special. A fost ceva special. Văzut asta pe... Și make-up-ul e, cum se numește, cat eyes. Da. Super, și, da, au fost niște ținute bune. Mă bucur că s-a ținut cont de referință, deși în fashion cumva sunt două tabere. Unii au fost de acord cu această temă, alții nu au fost de acord cu această temă. Important este că, uite, vorbim despre acest eveniment și au fost ținute de la care ne putem inspira. Mult mai important faptul că nu s-a ținut într-un mall. Într-un mall, asta voiam să zic. Adică imaginează-ți. Da, este important să luăm aceste... Am vorbit data trecută de altă gală, de la noi din țară. Este important să luăm aceste repere, dar să fim noi unici, adică nu să... Ok, să o iau pe Kim reper, da? Nu, pentru că avem femeile noastre care sunt mult mai frumoase decât cei pe... Nicolae, îți mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc.